Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Aripi frânte, episodul 16. Nefise a văzut fotografia cu fiul pierdut al lui Muzafer. E șocată când vede asemănarea dintre el și Emre, dar încă speră că este doar o coincidență. Îi împărtășește îndoierile lui Azime, care deja a făcut testul ADN și așteaptă rezultatul. Azime e convinsă că fratele ei l-a răpit pe Emre, dar o sfătuiește pe Nefise să nu îi spună lui Muzafer, pentru că e posibil ca el să o învinuiască și pe ea și să le distrugă viața ei și fiicelor ei. Mert îi spune lui Onur că Emre l-a salvat. Pe tot parcursul episodului, Onur și Nefise încearcă să-l convingă pe Muzafer să-i permită lui Mert să vorbească la procesul lui Emre. Muzafer, în schimb, vrea ca Emre să fie pedepsit, pentru că e sigur că are totuși o legătură cu răpirea lui Mert. Muzafer o duce pe Nefise în afara orașului pentru câteva zile ca să nu se mai gândească la Emre și să nu poată să participe la procesul lui. Fiicele ei sunt șocate când află de la Onur că au mers în luna de miere într-un moment ca acesta. Fetele pleacă din casa lui Sengul, care le tratează rău și, fiindcă nu au unde să meargă, acceptă să stea o zi la Asri, care e mereu în preajma lui Onur sub pretextul că vrea să le ajute pe ele. Mert a rămas în grija lui Tuba în timp ce Muzafer e plecat din oraș cu Nefise. Când Tuba îi duce pe copii în parc, Cemre și Aisun merg și ele acolo și îi explică lui Mert că Emre are nevoie ca el să meargă la proces și să spună că e nevinovat. Tuba cade în timp ce încearcă să îi oprească să plece și pierde sarcina. Mert ajunge la proces, dar declarația lui nu este luată în considerare, iar Emre rămâne în arest pe perioada investigațiilor. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.